secția de ORL este, să spunem, cea mai văduvită din spital, că am rămas la urmă, dar este la fel de importantă ca și celelalte, în contextul în care și acolo trebuie să prefacem circuite și blocul operator specific acestei specialități. Avem asta de gând să mutăm locația actuală a farmaciei, pentru că asta este situat undeva la etaj. Operațiunea de aprovizionare și distribuție a medicamentelor din acest punct de vedere suferă. Am și identificat locația în care să mutăm, adică în fosta spălătorie, în care, dat fiind faptul că laboratorul de anatomie patologică iarăși a rămas mai la urmă și e absolut nevoie de intervenit și acolo, deci într-o parte de spațiu din fosta spălătorie vom extinde și laboratorul de anatomie patologică. În ultimul rând, ați aflat că ambulatorul integrat și de specialitate este foarte, foarte solicitat. Aglomerația este uneori sufocantă și gândesc așa, la propunerea noastră și cu aprobarea Consiliului Județean să extindem spațiile de ambulatorii. În rest, dar numai la nivel de idee, avem tatonări cu investitori în radioterapie. Ar fi extraordinar să concretizăm și aici ne trebuie sprijinul direct al domnului președinte al Consiliului Județean și al Consiliului Județean în totalitate, pentru că va fi nevoie de asta de închiriat un spațiu pe un anumit număr de ani, să facă o construcție, în condițiile în care din capul locului am pus condiția că nici noi, nici Consiliul Județean nu putem participa cu o finanțare substanțială.